Duminică seara, începând cu ora 19, stadionul Severinan va găzdui un meci deosebit de important pentru soarta echipei noastre. Aceasta va afla dacă scapă sau nu de retrogradare, însă spectacolul va fi unul de senzație. Este un meci important de două ori pentru noi, odată că încercăm prin toate metodele și prin toate mijloacele sau cele sportive să scăpăm de retrogradare, iar în al doilea rând important pentru că vine campioana, vine Steaua, o echipă de tradiție, o echipă iubită de foarte mulți severineni. Noi sperăm că severinenii vor ține cu echipa lor și vor lăsa pe planul al doilea dragostea sportivă pentru Steaua. Am luat toate măsurile, am avut ședințe cu jandarmeria, cu poliția, este un meci cu risc ridicat, nu neapărat cu probleme, pentru că severinenii sunt recunoscuți pentru fair play-ul cu care își încurajează echipa. La această partidă se estimează că va participa un public foarte numeros, ținând cont și de numărul biletelor vândute până acum. Avem premise că stadionul va fi plin, este important să luăm toate măsurile ca meciul atât în tribune cât și în stadion, în teren să se desfășoare în condiții excelente. Biletele s-au vândut bine până la acest. Da, față de, vă spun, am mai avut vânzare de așa de mare de bilete în primele momente în care le-am pus în vânzare de la primul meci cu Dinamo. Avem premisele că va fi un stadion plin, un stadion care să încurajeze echipa Turnul Severin. Partida dintre CS Turnul Severin și Steaua București se va juca duminică începând cu ora 19 și este un meci decisiv pentru rămânerea echipei noastre în Divizia A.